Bună, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video de curățenie și organizare. După cum ați văzut în titlul acestui clip, voi face curat și voi organiza produsele de curățenie pe care le țin în dulapul de sub chiuvetă. Tot aici, în acest dulap, îmi țin și coșul de gunoi, așa că îl scot primul pentru a-l șterge. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Dulapul acesta de sub chiuvetă este destul de încăpător, deși coșul de gunoi ocupă o bună parte din dulap. Dar cu toate astea mi rămâne spațiu suficient pentru a-mi ține și produsele de curățenie, mai ales că nu mai sunt chiar atât de multe, pentru că am renunțat să folosesc multe dintre ele și le-am înlocuit cu produse naturale făcute în casă. După ce am scos tot din dulap, îl șterg foarte bine, folosesc igienol pentru a-l șterge. De asemenea, șterg și ușile pentru că acestea se murdăresc cel mai des, fiind coșul de gunoi acolo. Pe una din ușile dulapului am acest coș alb de la Ikea, în care țin alte lucruri pentru curățenie, cum ar fi bureți de vase, perie, dar și pungi pe care le folosesc atunci când curăț legume și fructe. Scot tot și din acest coș pentru a-l șterge, apoi am să pun înapoi în el doar produsele pe care le voi folosi, iar punguțele am să le pun într-o altă pungă. În felul acesta nu vor mai fi împrăștiate peste tot în coș și știu că sunt toate în acea pungă atunci când am nevoie să iau una. Surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Aceste coșuri le-am luat din Pepco și am să le folosesc pentru a pune în ele toate produsele de curățenie.
Așa sunt mai organizate și desigur arată mult mai bine și mai curat dulapul. Seven waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Am terminat de aranjat produsele în coșuri și îmi place că nu mai sunt împrăștiate peste tot în dulap. Ținându-le pe toate în cutii, în coșuri, îmi este mult mai ușor să păstrez ordine. Și așa arată dulapul după ce am terminat de aranjat totul în el. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest clip de organizare a dulapului de sub chiuvetă. Dacă da, nu uitați să dați un like și să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Iar până data viitoare, adică sâmbătă, când ne vedem cu un nou clip, vă doresc numai bine!